Scandalul dintre Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecanf continuă înainte de divorțul oficial programat în această lună. Impresara a confirmat că relația sa cu Laurențiu Reghecanf este foarte tensionată, iar antrenorul a ajuns să amenințe familia, dar și pe cei care le erau prieteni. A povestit despre mail-urile pe care acesta le dă, iar pe unele ea nici măcar nu le mai citește și le dă direct avocatului pentru ca legea să-și facă treaba. Este adevărat, ne scrie zeci de mail-uri unde ne înjură. Vorbește cumplit și ne amenință, dar nu-l băgăm în seamă. De multe ori nu deschidem mail-urile de la el și le direcționăm direct avocatului. Ne este foarte milă de el. Știu că este foarte rușinat probabil de apariția pozelor amantei prin cluburi de noapte, de filmulețele cu amanta, de ședințele foto făcute, dar sunt alegerile lui și este păcat să nu și le asume. Aruncă cu noroc către proveniență, a declarat impresara într-un interviu. Ana Maria Prodan a mărturisit că Laurențiu Reghecanf este într-un mare declin și totul s-a adeverit, așa cum ea a precizat, încă de la început. Amenință nu numai familia, ci și prietenii. Le dă mesaje de mă îngrozesc când mi le trimit prietenii mei și le citesc, dar îi rog să nu-l ia în seamă că sunt disperările unui bărbat care a decăzut cumplit și îi mai rog să nu-l ia în seamă căci legea își va spune cuvântul, mai ales acum când pe plan profesional se vede declinul final, căci este exact ce am prezis, râsul bărbaților din România și străinătate, glumele jucătorilor, ale prietenilor care se fac pe baza fotografiilor amantei și a vieții lui Reghe, a mai spus Ana Maria Prodan. Aceasta este de părere că în prezent Laurențiu Reghecanf a decăzut complet și se luptă cu rușinea pe care a creat-o. Impresara a precizat că ea și familia ei nu mai pot să-l ajute de această dată, deși au încercat de nenumărate ori să-l facă să înțeleagă că nu este bine la ce s-a ajuns. Păcat că a decăzut complet și se anulează zilnic singurel fără niciun ajutor. Noi nu putem să-l mai ajutăm, ne uităm neputincioși de pe vârful de unde a căzut și cum se zbate într-o mediocritate cumplită. Cum a căzut într-o lume cumplită și cum se tăvălește acolo parcă fără pic de rușine. Sperăm să putem să-i mai dăm o mână de ajutor când o să fie la pământ definitiv, în speranța că va înțelege că și-a distrus viața, familia și meseria, a fost mesajul vedetei. În prezent, Laurențiu Reghecanf este foarte fericit alături de Corina Caciuc, iar cei doi urmează să devină părinți peste doar câteva luni. În această primăvară, el va avea încă un copil, dar în ceea ce privește o posibilă nuntă, acest lucru nu se va întâmpla până când nu se pronunță divorțul.